ales Centrul Național de Informare și Promovare Turistică pentru acest eveniment marcant pentru Șimleu, dar nu doar pentru Șimleu, somitatea doctorului Pușcaș în lume este bine cunoscută. Eu am avut prilejul să-l cunosc pentru o scurtă perioadă de timp, în momentul în care am venit la Șimleu Silvanie ca director la Muzeul Memorial al Holocaustului. Am intrat în contact cu doctorul Pușcaș și am avut foarte multe ore în care am discutat despre ceea ce a reușit să facă pentru acest spațiu. Pot să vă spun din discuțiile pe care le-am avut și nu doar cu doctorul Pușcaș, că a fost cel care a salvat sinagoga din Șimleu Silvaniei de a fi vândută, de a fi transformată într-un alt spațiu decât cel pe care îl regăsim astăzi în această clădire, monument istoric. Prin eforturile pe care le-a făcut de-a lungul timpului, și aici cei care vor conferenția vă vor spune mai multe lucruri despre personalitatea, despre activitatea doctorului Pușcaș, eu pot să vă spun din câte cunosc doar despre acest lucru pe care l-am discutat și mi l-a relatat, cum în 2003 a făcut eforturi pentru unii nesperate și a dat mii de telefoane la București pentru a salva sinagoga și s-a implicat foarte mult în tot ceea ce înseamnă stabilirea relațiilor prin care sinagoga s-a transformat în primul muzeu al Holocaustului din România, un muzeu funcțional pe care Șimleul îl are astăzi și se poate mândri. Sunt convins că tuturor ne-ar fi plăcut ca doctorul Pușca să fie astăzi printre noi, s-ar fi bucurat să vină într-un alt spațiu, monument istoric pe care dumneavoastră îl vedeți astăzi aici și care a fost renovat și transformat în Centrul de Informare și Promovare Turistică. O clădire, la fel, monument istoric, care se află în complexul cetății Batorii. O cetate extrem de frumoasă, care în scurt timp va fi pusă în valoare, la adevărata ei valoare. Și n-aș vrea să lungesc foarte mult acest cuvânt de deschidere. Vă doresc un simpozion fructuos și sper ca memoria doctorului Pușcaș să fie la fel de vie precum a fost și doctorul Pușcaș până în clipele în care nu s-a mai aflat printre noi. Vă mulțumesc încă o dată și mult spor în această dupămasă. Bine ați venit. Vrem în primul rând să mulțumim fiicei domnului doctor Iuliana Carmen Pușcaș, care a contribuit la slujba religioasă, unde s-a ridicat un paus în numele domnului doctor. Și în continuare voi da cuvântul doamnei Luminița Pașca, jurist, reprezentantă a primăriei, din motive obiective, domnul primar Septimiu Cătălin Țurcaș nu a putut fi prezent. Vă rog. Mulțumesc! Îmi face o deosebită onoare să aduc în fața dumneavoastră mesajul domnului primar, Septimiu Cătălin Țurcaș, care, datorită unui eveniment trist din familie, regretă că nu poate să participe la acest eveniment deosebit, de important pentru comunitatea din orașul Șimleu Silvaniei, care astăzi îl omagiază și îl comemorează pe cel care a fost un profesor, profesionist între profesioniștii cercetării medicale, omul care și-a dedicat de la început până la sfârșit întreaga viață carierei și omul care, în urmă cu 16 ani, în septembrie 2001, avea să devină primul cetățean de onoare al orașului Șimleu Silvaniei. Totodată, este o deosebită onoare pentru mine, personal, în a participa la acest eveniment și de a fi purtătorul de cuvânt al autorității locale, cât și al domnului primar, și prin prisma faptului că domnul profesor dr. Ian Pușcaș a reprezentat nu doar o personalitate remarcabilă a comunității noastre, ci și un om foarte apropiat sufletului meu, fiind nașul meu de botez, omul care mereu mi-a fost alături mie și familiei mele. Am să dau citire mesajului domnului primar pe care vi-l transmite astăzi.
Este de prisos a menționa faptul că dr. Ian Pușcaș a fost nu numai unul dintre cei mai renumiți medici ai Sălajului, ci și una din personalitățile cele mai cunoscute. Medic primar, profesor universitar, doctor honoris causa, membru al Academiei de Științe ale Statelor Unite ale Americii, fiind doar câteva dintre titlurile care i-a onorat viața și ne-a onorat pe noi și mileanii și pe toți sălăjenii. De-a lungul vieții sale a avut nenumărate activități și realizări în diverse planuri, activând cu mult tact, îndârjire și succes în diverse arii relaționale. Ca să vorbim despre viața și activitatea sa medicală, ne-ar trebui azi tot atât timp cât el însuși a dedicat carierei, cercetării și scrierii cărților și invențiilor care le-a realizat de-a lungul întregii sale cariere, adică o viață de om. Este așadar evident că am putea îndelung să dezbatem acest subiect, nu numai pentru a vorbi despre remarcabila sa activitate medicală, dar și pentru a depăna cu drag toate momentele care, în preajma lui și cu domnia sa, erau adevărată plăcere să stai la vorbă, putând purta orice discuție, vizând orice subiect, de la partea medicală, la activitatea politică și de pionerat, fiind un desăvârșit luptător al păstrării valorilor societății românești în ansamblul lor. Acest om remarcabil și-a dedicat întreaga viață carierei și semenilor săi. A trăit prin munca sa pentru fiecare șimleoan și orice om i-a trecut pragul spitalului în care cerceta, cât și al casei sale, era veșnic primitor, răbdător și disponibil atât a asculta durerea omului, a o trata, cât și a-l ajuta în orice problemă avea acesta. Era un om al oamenilor, un om pentru care binele și bunăstarea semenului său era primordială, tinzând chiar a se întrece pe el însuși, făcând abstracție de orice obstacol îi s-ar ivi în cale când era vorba de sănătatea și viața omului, care îi se încredința spre a-l cura cu leacurile numai de el știute și descoperite. Acest om s-a remarcat nu doar în activitatea medicală, cea pe care o cunoștea cel mai bine, ci a activat plurirelațional în diverse domenii, în politică, cultură, educație, realizând cu succes orice acțiune întreprindea. Șimleul și noi șimleoanii am ajuns să fim cunoscuți în cele mai îndepărtate colțuri ale planetei, prin prezența sa la nenumăratele congrese medicale și de cercetare, unde nu ezita nici măcar o dată a se mândri cu locul de baștină, orășelul care lui era atât de drag sufletului. Onoarea cu care acest om ne prezenta pe noi, orășenii și șimleoani, ne-a înnobilat și ne-a adus o cinste de necontenit, astfel încât trebuie să-i rămânem veșnic, recunoscători și să perpetuăm această generozitate copiilor și nepoților noștri. Pe lângă laborioasa sa activitate, evidențiată pe toate planurile, un aspect extrem de important este faptul că domnul profesor dr. Ian Pușcaș este ctitorul Spitalului Nou din orașul Șimleu, așa cum el este cunoscut de către toată lumea și care astăzi îi poartă numele, spital care are impregnat încă suflul doctorului Pușcaș și care va rămâne veșnic viu înăuntrul său. De asemenea, în urmă cu 16 ani, profesorul dr. Ian Pușcaș devenea primul cetățean de onoare al orașului Șimleu Silvaniei, atunci când autoritatea locală a ales ca prima personalitate care își merită pe deplin titlul de prim om al comunității să fie doctorul Pușcaș, medicul care a creat o adevărată școală în cercetarea științifică cunoscută atât în țară cât și în străinătate. Astfel, pentru noi șimleoanii, doctorul Pușcaș este o emblemă, o veritabilă carte de vizită oriunde am ieșit în lume. Pentru că atunci când vorbim despre proveniența natală, este imposibil ca cineva să nu asocieze orașul Șimleu cu numele său. Personal, pot să spun că am avut o deosebită legătură sufletească cu acest remarcabil om, de la care am asimilat multe învățăminte, mai ales la începutul carierei mele ca politician, și cât și ca primar, tehnici care mi-au fost de un real folos de-a lungul anilor.
Ar fi multe de spus despre doctorul Bicaș, despre acest om între oameni, care va rămâne veșnic în memoria și amintirea noastră și salut inițiativa organizatorilor de a pune în valoare acest eveniment de o reală și necontenită însemnătate pentru toți șindeanii și îmi doresc ca prin aceste mici gesturi pe care să le evidențiem constant, să putem transmite scripții, dar și prin braille, generațiilor următoare, tot ce a lăsat acest profesor doctor în urma sa. Activitate medicală, politică, socială și rațională. Semnează domnul primar Septimiu Cătălin Țuraș. Alta iubire al domnului dr. Ian Pușcan a fost Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, fiind un apropiat al domnului Corneliu Coposu, pe care îl găzduia în cele mai multe rânduri de câte ori se întorcea în județul Sălaj. Am să-i dau cuvântul domnului Anton Jean Cristă, președinte PNCCD Sălaj. Bună ziua! S-a spus foarte multe lucruri despre doctorul Ioan Pușcan de către persoane care l-au cunoscut mult mai bine, au fost mult mai apropiate și tocmai de aceea vă rog să fiți îngăduitor cu mine dacă o să auziți de lucruri pe care deja le știți. Obișnuiți să spunem ironia sorții și o să revin asupra subiectului. Nu l-am cunoscut pe Ioan Pușcan ca doctor, ci doar în postura de președinte al organizației județene PNCCD. Familia mea nu a privit niciodată cu ochi buni comuniști și regimul comunist și deci era normal, natural, să aud vorbindu-se în familie despre țărăniști, despre Maniu. Unicul din partea tatei, Nicolae Ceaușcu, oferindu-mi prima lecție electorală din viață. Cu aceeași ocazie am aflat și diferența între țărăniști și liberali. Subiectul e un pic lărgit pe bloc, dacă aveți răbdare să intre. O lecție pe care urma să o înțeleg mult mai bine mai târziu. A fost deci normal să aud despre reprezentantul local al PNCCD, despre doctorul Pușcan. Acesta a condus organizația noastră unele intermitențe între 1992 și 2004. A fost o perioadă foarte grea, cred că toți vă amintiți ce însemna să fii țărăniți în vremea aia. Dacă erai țărăniți, puteai avea probleme la locul de muncă, membrii familiei erau marginalizați sau dezavantajați. Prestigiul și notorietatea doctorului Pușcaș au însemnat foarte mult pentru PNCCD Sălaj, sălăjește fiind adeseori numiți pur și simplu ăștia danul Pușcaș. Că a fost o perioadă foarte grea, ne demonstrează episodul primei veniri a lui Corneliu Coposu în Sălaj, după Revoluție. Mașina care trebuia să-l aducă de la Cluj la Jalău era așteptată la Sumihaiul Arbașului cu intenții de loc bun. Aflând despre acestea, doctorul Pușcaș le sugerează, lui Corneliu Coposu îi sugerează să schimbe traseul, să vină la Șimleu via Ciucea. Zis și făcut, dar nici așa nu se liniștesc apele, pentru că întâlnirea electorală va fi deranjată de către țiganii din Pustă. Un alt episod nefericit este acela distrugerii bazei pregătite pentru statuia lui Iuliu Maniu. Și cu toate acestea a fost o perioadă totuși romantică, o consider eu, așa o numesc, cel puțin până la câștigarea alegerilor din 96. Pentru că lucrurile păreau mult mai în alb sau în negru pe vremea aia decât ceea ce a urmat după. După câștigarea alegerilor, griul a năpădit întreg partidul, iar organizația sălăjană, condusă de doctorul Pușcaș, nu se putea sustra. La întâlnirea avută în iarna acestui an, un fost lider județean ne spunea că, paradoxal, în perioada aceea era mai ușor să crești partidul decât acum. Peste dorința oamenilor de a se îndrepta lucrurile, mai puneai prestigiul doctorului, prestigiul liderului central. A fost o personalitate puternică, ascultat și respectat în diferite medii sociale, iar asta a ajutat la propagarea ideilor naționale țărănești într-o societate spălată pe creier după 10 de ani în comunism. A contat mult în activitatea de partid, fără îndoială și prietenia pe care i-o purta Corneliu Coposu, care, după cum spunea și legea, atât înainte cât și după 89, era găzduit la Șimleu Silvanii de către Pușcaș. Că nu a fost întotdeauna pe placul tuturor membrilor sălăjeni, că nu a știut întotdeauna să interpreteze semnele timpului, este ceva normal până la urmă. Nimeni nu e perfect. Însă nimeni nu poate să-i conteste atașamentul față de PNCCD.
Spuneți-mi dacă istoricii și cercetătorii vor aduce mai multe detalii importante și clarificatoare vis-a-vis de activitatea doctorului Pușcaș, amintind că acesta a fost reținut politic fiind încă tânăr. De altfel, din 92 conduce și filiala județeană a Asociației Foștilor Deținuți Politici în România. Ca o paranteză, astăzi la Trăznea, în Casa Memorială, am avut ocazia să văd carnetul cu numărul 1 a Asociației Foștilor Deținuți Politici în România, vizat la zi. Vorbea despre ironia sorții. În vremea studenției ascultam predicele unui preot care sluja la Biserica Bor, din Cluj. Era un preot deosebit, absolvit atât teologia cât și psihologia. Fuma pipă. Era un personaj în felul lui. Cert e că aduna foarte multă lume la predicele sale, intelectuali, studenți. Într-una dintre predici, povestea cum omul face planuri și Dumnezeu râde. Încerca să explice ceea ce numim ironia sorții, sau cel puțin eu așa îmi explic, deci el avea o părere negativă față de acțiunile episcopului Bob, despre influența acestuia în Biserica Greco-Catolică. Și iată, spunea el, ironia sorții, Dumnezeu m-a făcut să slujesc tocmai în biserica ce poartă numele episcopului Bob. Tot așa și eu, ca unul care în timpul vieții l-am combătut în interiorul partidului pe doctorul Pușcaș uneori, m-a vrut și postura de președinte al BNCSD să las. Au fost, în schimb, oameni care în timpul vieții au ridicat o sanare, iar acum, că nu sunt aici în sale, ca asta ar fi puțin lucru. Dar imediat ce doctorul a murit, au calitat de el și de acțiunile lui. Din păcate, acest lucru se întâmplă cu foarte multe personalități, atât de la noi, cât și din alte țări. Luna trecută am avut de lucru în vie. Mulți dintre voi ați făcut măcar o dată în viață activitatea asta. Să leagă vițele, iar apoi să rateze. Să adună vițele butucului la un loc, să stea împreună. Să nu ajungă pe pământ și să se strice răul. Iar pe palul de susținere vedem inelele folosite în anii anterior, din diferite materiale, sârmă, ață, după cum au fost grele. Urma doctorului Pușcaș se vede pe palul de susținere al PNCSD Sălaj ca un inel care a ținut la un moment dat butucul organizației județene. Să ne străduim să ținem butucul viu, căci doar Dumnezeu știe de ce în unii ani rodul este mai mare sau mai mic. Cred că cel mai bun mod de a respecta pe președintele Ioan Pușcaș este să lucrăm în continuare în via ce ne-a lăsat. Profesor universitar, doctor inginer Barbu Ibălan, este președintele executiv al Federației Naționale a Românilor Persecutați Etnic, promemoria 1940-1945, director onorific și redactor coordonator al revistei Promemoria. Vă rog frumos să aveți cuvântul. Cu mare plăcere aduc la această manifestare dedicată distinsului nostru prieten și colaborator salutul Biroului Executiv al Federației Naționale a Românilor Persecutați Etnic. Cu părere de rău că mesajul, invitația de a participa la această activitate am primit-o destul de târziu, așa încât n-am putut face o mobilizare a celorlalți membri care sunt sigur că ar fi venit cu plăcere dacă aveam timp să închidem o mașină de transport și să facem popularizarea cuvenită acestui eveniment. Personal mă aflam în situația destul de delicată de a însera o comunicare care s-o prezint astăzi la repezeală, fapt pentru care am apelat la un articol pe care îl scrisesem în numărul 2 al revistei noastre din 2015 cu ocazia funeraliilor care au avut loc la Trăznea dedicate profesorului Pușcaș. La care sigur că am mai adăugat azi noapte pe la ora 3 și un madrigal, care s-ar putea să sufere din punct de vedere literar, dar vă rog să-l acceptați din suflet. Sigur că multe lucruri se vor repeta în ceea ce vă spune eu. Sunt chestiuni care au fost scrise atunci, poate că unele nu se potrivesc exact,
Vă rog să aveți îngăduința necesară pentru această situație în care am fost pus. O delegație a conducerii federației noastre, împreună cu mai mulți refugiați, expulzați și deportați pe criterii etnice și politice, din asociațiile afiliate ale județelor Cluj, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, am participat în ziua de 6 aprilie 2015, alături de consătenii și cei veniți din țară, la ceremonia de pomenire și înhumare a distinsului nostru coleg, ilustru și binecunoscutul cercetător și medic sălăjan, profesor universitar dr. Ion Pușcaș, președinte al Asociației Refugiaților, Expulzaților, Deportaților și Deținuților Politici în județul Sălaj și vicepreședinte al Federației noastre Naționale. Biserica din localitatea Trăznea, unde s-a ținut prohodul și ceremonialul de pomenire, s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei, cred, peste 500 de participanți, care au dus cu ei sute de coroane și jerbe de flori, simbol al prețuirii și recunoștinței față de Marele Despărut. Slujba religioasă a fost susținută de un sobor format din 8 preoți, dintre care au dorit să vorbească despre viața defunctului Ioan Avram, fostul preot al Bisericii din Trăznea, Ionuț Știrb, actualul preot al Bisericii din Trăznea, sincer să fiu, nu mai știu dacă este cel care scrie aici, Victor Tăut, protopop din Șimleul Silvaniei, stabilit acum la Cluj-Napoca, Dan Haiduc, protopop la Biserica Ortodoxă numărul 1 din Șimleul Silvaniei, Ioan Crâșmar, preot de la Unitatea Militară Șimleul Silvaniei. Au mai luat cuvântul generalul de brigadă profesor dr. Ștefan Blaj din București, profesor universitar dr. Radu Rei din Vatra Dornei și profesor universitar dr. Ioan Cornaniu, președinte Asociației Refugiaților din Satu Mare și vicepreședinte al Federației noastre, dar și fostul coleg de școală din Trăznea a doctorului Pușca și muzicologul Octavian Lazar Cosma, membru corespondent al Academiei Române, care fiecare în parte au rostit cuvinte elogioase la adresa celor care a fost unul dintre cei mai renumiți medici ai Sălajului și chiar ai țării, având în vedere că, printre altele, Ion Pușcaș a fost propus pentru a fi nominalizat la Premiul Nobel pentru Medicină. Printre participanții la funerali s-au mai aflat și publicistul profesor Ștefan Marin, care a imortalizat evenimentul și una din pozele sale se află reprodusă în revista noastră. Inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, primarul orașului Șimleu Silvaniei de atunci, poate că și astăzi, nu știu, și inginer Cristian Bilț, director al societății comerciale Simex-XA din Șimleu Silvaniei, persoane care, alături de doctorul Pușcaș, au susținut și activitatea sportivă de la Poalele Măgurii. La câteva zile după eveniment, profesorul Marin Ștefan, colaboratorul revistei noastre din Șimleu Silvaniei, un mare prieten al celui dispărut, ne-a trimis la redacție un mesaj pentru publicare, din care citez următoarele. Ne-a părăsit doctorul. Da, tocmai el, doctorul Ioan Pușcaș, prietenul tuturor, cunoscut și recunoscut pretutindeni. Timp de 3 zile la Șimleu Silvaniei și la Trăznea, clopotele au dângărit cu jale, s-au îmbrăcat veșminte de doliu și s-au depus coroane de flori și jerbe. Familia îndurerată, rude, prieteni, personalități de tot felul, au deplâns moartea doctorului și, de ce nu, a omului. Orice am zice și orice am scrie, Ioan Pușcaș a fost și rămâne o personalitate marcantă a Sălajului și a Ardealului, a României și nu numai. L-am cunoscut în anul 1963, zice domnul Ștefan, și cu timpul m-a socotit prietenul lui în contextul activităților sportive comune și în cel publicistic. Printre articolele mele se regăsește un amplu interviu
intitulat Voleul, a doua viață a doctorului Pușcaș, publicat în ziarul Sportul Sărăjan din 14 ianuarie 2012. În multe împrejurări, povestindu-mi despre episoadele din viață și activitatea lui, am înțeles că tot ceea ce a făcut a fost în slujba semenilor săi. Drumul vieții sale, de la Trăsnea natală și înapoi, lângă cei dragi părinții și fratele, au fost pe cât de lung și de întortocheat, pe atât de plin de evenimente și de bogat de reușite. A fost un prodigios inventator, 42 de brevete și 126 de descoperiri medicale, și un ctitor cu aleasă vocație, născut în zodia patriotismului. Cronologic este considerat un medic de excepție și părintele Voleului de performanță și mlevan și sălăjan. Conducând echipa de volei, Silvania și mleul Silvaniei, câștigătoare a Cupei Balcanice 1983, prima echipă sălăjană participant într-o competiție de nivel național, începând cu anul 1978. A inventat miraculosul medicamentul Cosulbanil pentru tratarea ulcerilor gastrice și duodenale, brevetat în 1972 și apoi în 89 de țări. Parcă nu vine să cred, dar este formidabil. Pentru tratarea ulcerilor așa. Refuzând propunerea americanilor de a primi 2 milioane de dolari în contul rămânerii sale definitive în Statele Unite ale Americii, unde să-și continue activitatea de cercetare medicală. A avut un rol decisiv la constituirea modernei instituții medicale care îi poartă numele, Spitalul Roșenesc, profesor dr. Ion Pușă, Liceul Sâmblani. De asemenea, a avut un aport substanțial la declararea localităților sălăjene Trăsnea și Ip, comune martir, precum și la ridicarea celor două monumente pentru a celebra solemn amintirea sutelor de români nevinovați, omorâți, mișelește de maghiarii portiști, la 9 septembrie și mai târziu la 14 septembrie, chiar în ziua Înălțării Cruci. A fost și a rămas un mare patriot, fiind declarat primul cetățean de onoare al orașului, așa cum s-a spus aici. Pentru acestea, memoria doctorului Ion Pușcaș trebuie să fie cinstită la adevărata sa valoare. S-a scris mult, foarte mult despre el și se va mai scrie. Istoria, cu precădere cea a medicinei, va fi scrisă cum se cuvine de către cei pricepuți. Așadar, ne-a părăsit un mare om, un mare medic și un mare român. În viața lui pământească nu s-a pus punct, ci doar o virgulă în trecut a plecat sus, în cer, în casa cea veșnică. Încheiat citatul. În publicația Sportul Sălăjan, cronicarul Călin Vănicaș scrie că, citez, doctorul Pușcaș a fost unul dintre cei care au pus bazele volului la Șimleu Silvaniei, cozitate excepțională în țară și în străinătate. Sub comanda acestuia, formația Silvania a cucerit Cupa Balcanică în anul 1983. La acest moment al despărțirii, au dorit să fie prezenți și mulți jucători din acea vreme, începând cu Nicolae Ilieș, Teofil Ochiș, Ovidiu Berar din Șimleu, Marius Năsăudean, continuând cu Vasile Mășcășan Târgu Mureș, capitan și fost antrenor la Silvania Șimleu, sau Emil Ciani la Râmnicu Vâlcea. Dar și actuali jucători a echipei CS Phoenix Sileu, Ovidiu Teușan, Lucian Tofan, Robert Țuțea, Vlad Negrean, Vlad Cuciureanu, Florin Filip și fizioterapeutul Octavian Fărcaș. În numele colegilor, deci până aici a fost citatul pe care l-am încheiat mai înainte,
În numele colegilor din federația noastră a vorbit vicepreședintele profesor universitar dr. Ioan Corneanu, care a depănat amintiri din activitatea comună pentru constituirea federației la 30 august 2006 la Cluj-Napoca și punerea acestea pe bază de medici de prietenie și colaborare. A vorbit despre schimburile de experiențe care s-au făcut între Asociația Refugiaților de la Satul Mare și cea a Sălajului. Au fost amintite contribuțiile personale ale doctorului Pușcaș pentru achitarea obligațiilor asociației pe care o conducea, obligații asumate față de federație și pentru popularizarea revistei noastre Pro Memoria 1940-1945. În memoria prieteniei care era legat de poetul Adrian Băunescu, președinte de onoare al federației noastre, împreună cu care a luptat pentru ca Iași și Drăznea să fie declarate comune martir, la coborârea în criptă a doctorului Pușcaș, profesorul Corneanu a recitat la rugămintea acestea când era încă în viață poezia Rugă pentru părinți. Editorialul ziarului Magazin Sălăjan, semnat de publicistul Daniel Săuca, sub titlu Un interviu ratat, sublinează și el meritele celui dispărut, dintre care reproducem următoarele, citez. Dr. Ioan Pușcaș, doctorul, așa cum îi spunea mai toată lumea, a fost cu siguranță una din personalitățile emblematice, cu cine de altfel, ale Sălajului ante-post-decembrism. Poate o monografie a doctorului scrisă cu pasiune, cu echidistanță și echilibru, ar putea evidenția corect și complet biografia excepțională și uneori romanțată a celui care a ajutat mult oamenii, județul și orașul de sub Măgură. Oricum, Sălajul politic după 1989 îi datorează enorm. A fost cel puțin în anul 90 un om politic de excepție. Un combatant redutabil pe scena sângeroasă a celor ani. Nu am reușit niciodată, spune autorul articolului, să-i iau un interviu. Astfel, preferând să scriu doar despre realizările sale medicale. Am ratat acest interviu total, direct, fără ocolișuri, necenzurat cu doctorul Pușcaș și din vina mea, a comodității sau unui dezinteres de moment. Rămân cu un gust amar al interviului ratat. Cum spuneam, doctor Ioan Pușcaș rămâne o personalitate uriașă a județului, controversată, dar cum altfel ar putea fi oamenii mari? Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar ceea ce a făcut la Șimleul Silvaniei, medicul, medical și politic, să fie continuat. Și din perspectiva unui tip de patriotism luminat, chiar și mai bolovonos, practicat de domnia sa. Încheiat citat. Distinsul prieten și colaborator al celui dispărut, Radu Rei, pe o pagină întreagă a revistei Flacăra lui Adrian Băunescu, sub titlul Se frâng stejarii țării, scria, citez, a plecat în eternitate o mare legendă din timpul vieții, profesorul universitar, doctor, docent, doctor, honoris causa, Ioan Pușcaș. Despre Ioan Pușcaș, bunul său prieten, marele Adrian Băunescu, care îl numește Ion al Ardealului, spune că ne-am aflat și ne aflăm în prezența unui om de geniu care a reușit pe orizonturile cercetării medicale, a dat sănătate miilor și miilor de pacienți care i s-au adresat și nu a uitat să fie un ireductibil român. Medicul din Drăznea este strălucit în meserie. Nu a râvnit să trăiască în București, unde putea găsi oricând o clinică doritoare a se regrupa în jurul său,
a rămas în orașul Șumleu Silvaniei și s-a bătut cu toate negurile, dogmele și inerțiile ca să dea zonei acces la alt standard de civilizație, de independență economică și de sănătate. A obținut în vremuri grele bani pentru a construi spitalul de Șumleu Silvaniei, spital care astăzi îi poartă numele în semn de respect și prețuire. Pentru a fi mai convingător, în articolul amintit mai sus, Radu Rei îl citează pe președintele Academiei Române, academician Ionel Haiduc, cel care la 19 mai 2006 spunea, citez, menționăm că atât articolele și comunicările științifice, cât și cărțile publicate în țară și străinătate au crescut prestigiul științei românești. Contribuțiile privind mecanismele de acțiune ale unor medicamente antiulceroase, antireumatice, antitumorale, etc., ca și mecanismele biochimice, normale și patologice din domeniul vascular, secretor, diuretic și altele, au constituit priorități științifice românești pe plan internațional. Apreciem că activitatea profesorului dr. Ioan Pușcaș este cu totul remarcabilă și deosebit de meritorie, mai ales că se desfășoară în afara unui centru universitar și a creat un model admirabil de urmat. Încheiat citat. Grație dr. Ioan Pușcaș, primul medicament antiulceros, urcosulfanilul, a fost descoperit în Șumleu Silvaniei acum peste 40 de ani. Și tot la Șumleu a fost descoperit efectul anticancerogen al aspirinei. Iar o descoperire mai recentă a doctorului Pușcaș, premieră mondială în domeniul biologiei celulare, este metoda de depistare în masă printr-un test rapid și simplu a formelor de cancer gastric. Viața intensă a doctorului Ion Pușcaș, spune în continuare Radu Rei, a ars pe tărâmul nobil al refacerii sănătății oamenilor a speranței de viață. Cu o înaltă pregătire profesională s-a impus ca o personalitate de vârf a lumii științifice românești și mondiale, care a deschis căi noi în medicină prin numeroase lucrări științifice. 616 la număr. Publicate în țară și străinătate, multiple brevete de invenții, etc. Membru corespondent al Academiei Române, membru a Societății Panamericană, Mexicană, Argentiniană și Americană, de gastroenterologie, nominalizat de către American Biographical Institute între primii 500 de oameni influenți ai lumii. Cetățean de onoare al comunei natale Trăznea, al orașului Șumleu Silvaniei și altele. Ion Pușcaș se distinge și prin realizările sale deosebite în viața politică și civică. A fost ales de 3 ori președinte al PNCC de Sălaj, președintele Fundației Iuliu Maniu Sălaj, al Fundației Gheorghe Pop de Băsești, Maramureș, președinte al Asociației Refugiaților, Expulzaților, Deportaților și Deținuților Politici din județul Zalău, vicepreședinte al Federației Naționale a Românilor Persecutați etc. Alături de poetul Adrian Păunescu, a ajutat și sprijinit cu multă abnegație și dăruire, cu intensitate ridicată, monumentele din comunele Iub și Trăznea și nominalizarea acestora ca localități martiră de neamul românesc. A contribuit la ridicarea mai multor biserici noi în județul Bihor și Sălaj și la înființarea unor muzee, printre care și un muzeu dedicat muncii sale, care din spusele membrilor familiei urmează să fie instalat în casa doctorului din comuna Trăznea. L-am văzut astăzi, este acolo și ne-a plăcut în mod deosebit. Încă în tinerețe, în 1979, înființează cu un grup de intelectuali sălăjeni clubul de la Bocșa,
unde s-a născut propunerea ca ziua de 1 decembrie să fie ziua națională a României. O frumoasă descriere a făcut și un alt prieten al său, Vasile Morar, care spune despre Ioan Pușca și următoarele, citez: un monument de bărbat cu zăpada eternizată în părul rebel, cu privirea niciodată învinsă, cu brațele lungi și puternice, cu pieptul ridicat pentru a fi lovit de vijelii, cu tălpile pe care le smulge din bronzul care îl așteaptă, doctorul Ioan Pușcaș ocupă încă din timpul vieții o firidă din istoria neamului românesc. Încheia citata. Voi încheia aceste rânduri parafrazând poetic meritele și fire acestui colaborator și reprezentant prețuit al foștilor refugiați, expulzați și deportați, dr. Ion Pușcaș. Citez, autocit. A fost un om precum un pisc de munte în soare, cu ochii doi copii în sărbătoare, cu inima o mare vijelie, cu gândurile aripi de vultan, trăind o viață plină de elan, și care într-o zi s-a stins ca o făclie. Dar îi simțim și azi lumina și căldura vie, fie țărâna ușoară și viața-i măreță în vieți comunii. Mâine 10 iulie, domnul doctor Ioan Pușcaș ar fi împlinit frumoasa vârstă de 85 de ani. Cu siguranță colegii și foștii colegi și angajații spitalului l-ar fi sărbătorit cu mare bucurie. De aceea o rog pe doamna manager de spital, Marcela Corteu, să ne dezvolte puțin viața profesională a domnului doctor. Stimați invitați, în primul rând doresc să salut inițiativa organizației PNFCD și Neu Silvaniei de a-l comemora pe cel care a fost profesor dr. Ioan Pușcaș, personalitate de excepție a medicinei românești, și totodată vă mulțumesc pentru interesul pe care mi-l veți acorda în depânarea câtorva amintiri și considerații privitoare la cariera profesională a domniei sale. Am avut deosebitul privilegiu de a face parte din ultima generație de discipoli ai profesorului și astfel am putut să-l cunosc atât ca medic și cercetător, dar și ca un politic, cetățean al orașului și mai ales ca și om. A vorbi despre o personalitate de talia profesorului Pușcaș este pe cât de ispititor, pe atât de onorant. Aceasta deoarece avem de-a face cu un specialist în domeniul său, avem de-a face cu un model demn de urmat din preocupări și atitudini. Și asta pentru că azi, mai mult ca oricând, avem nevoie de modele de urmat, de valori profesionale și spirituale la care să ne raportăm și care să ne reprezinte prin toată activitatea lor. Unii oameni au puteri neobișnuite, lasă în urma lor mai mult decât alții în zeci de vieți. Sunt formatori de minți tinere, înnobilează și îmbogățesc spiritual pe cei de alături. Lasă amintiri prin care trăiesc în mintea celor care nu-i uită sau intră în patrimoniul cultural spiritual al nației. Li se fac monumente. Numele lor este dat unor amfiteatre, străzi, parcuri sau spitale în cazul de față. Cei care avem privilegiu să cunoaștem astfel de oameni, să învățăm de la ei sau mai mult să le fim prieteni, avem conștiința măreției, generozității și frumuseții lor. Și peste toate rămâne bunătatea, modestia, simplitatea, curățenia sufletească care poate să-i caracterizeze. Rămâne unicitatea unor clipe trăite împreună, care îți pot oferi și acum bucuria unor noi sensuri sau semnificații ale vieții. Cum s-ar putea uita astfel de momente, mai ales dacă ele s-au petrecut aievea în acest mic orășel de la Poalele Mărgurii? Nu pot rezuma în câteva cuvinte personalitatea și activitatea unui om de talia doctorului Pușcaș, dar aș dori să punctez câteva momente marcante ale evoluției profesionale ale domniei sale. Doctorul Ioan Pușcaș s-a născut în ziua de 10 iulie 1932 în comuna Trăsnea, județul Sălaj. Atmosfera de muncă asiduă, de seriozitate și perseverență din casa părintească, precum și dragostea pentru învățătură enoplată de către părinții săi, aveau să-i călăuzească întregul traseu al vieții. A urmat școala primară în satul natal și a continuat apoi cu studiile liceale în orașele Cluj și Zalău, studii pe care le-a terminat în anul 1952.
Din dorința de a ajunge medic și de a-și ajuta semenii, a început studiile universitare la Facultatea de Medicină din Timișoara, pe care a absolvit-o magna cum laude în 1958, an în care devine medic de circumscripție în comuna Plopiș, fostă regiunea Crișana. În perioada 1958-1962, ca simplu medic de țară, devine cunoscut în zonă pentru diagnosticele precise pe care le punea și pentru tratamentele inovatoare pe care le aplica pacienților. În 1962, ajunge medic secundar la Spitalul din Oradea, de unde în 1964 se transferă la Cerere și Neosilvanie pentru a fi mai aproape de familie. Și aici devine apoi medic specialist și medic primar de boli interne. În 1971 a obținut titlul de doctor în științe medicale la Facultatea de Medicină din Timișoara, iar în anul 1972 brevetează Lucosilvanidul, medicament care va aduce renumele în țară și în străinătate. În anul 1973 este numit șeful secției de boli interne de la Spitalul Unificat și Neosilvaniei. Iar în anul 1974 a fost decorat cu meritul științific clasa a treia. În 1976 urmează un curs de perfecționare în gastroenterologie la Spitalul Guichard din Paris, iar în 1977 a urmat un curs de endoscopie digestivă la Clinica Universității Leiden din Olanda. În anul 1975 introduce endoscopia digestivă optică în Șimleul Silvaniei, iar în 1985 introduce și folosește primul din țară videoendoscopia electronică și tot la Șimleul Silvaniei. În 1987 este numit directorul Spitalului Orășenesc din Șimleu, spital construit prin prestigiul și implicarea sa totală, iar în 1990 devine directorul Centrului de Cercetări și Asistență Medicală, instituție pe care o înființează în aprilie 1990. În perioada 1990-2003, profesor dr. Ioan Pușcaș a fost directorul Centrului de Cercetări și Asistență Medicală din Șimleu Silvaniei, medic primar de boli interne și gastroenterologie. Din 1996 devine profesor universitar la Catedra de Boli Interne și Gastroenterologie a Facultății de Medicină din Oradea și este ales prorector al Universității Oradea în două mandate. Din 2011 este medic primar gastroenterolog la Spitalul Orășenesc din Șimleu Silvaniei, spital care în același an îi poartă numele. A fost conducător de doctorat în medicină, conducător al cursului de competență în endoscopie digestivă, diagnostică și terapeutică, precum și împuternicină în acordarea celei de-a doua specialități în gastroenterologie. A fost doctor honoris causa al Universității Vasile Goldiș din Arad, membru al Asociației Balcanice de Medicină, visiting profesor al Universității de Medicină Hipocrate din Atena, membru activ al Academiei de Științe din New York, membru al Societăților Panamericane de Gastroenterologie, argentiniene, mexicane și americane de gastroenterologie și endocrinologie. Om al anului de repetate ori, nominalizat de către Institutul Biografic din Cambridge și nominalizat de către American Biographical Institute printre 5.000 personalități ale lumii și 500 de oameni influenți ai lumii. Și de asemenea a fost nominalizat de nenumărate ori de prestigioasa publicație Who is Who. A obținut numeroase diplome și distincții și două medalii de aur pentru descoperirea unor medicamente antiulceroase și totodată a fost posesor a 42 de brevete de invenție. A fost autor a peste 600 de articole și comunicări științifice de specialitate, precum și autor și coautor la 17 tratate și cărți medicale apărute în edituri din țară și din străinătate. Profesorul Pușcaș a organizat numeroase manifestări medicale, dar cea mai mare și mai importantă rămâne primul simpozion internațional Progres în fiziopatologia și tratamentul ulcerului gastric și duodenal, desfășurat la Felix în octombrie 1985, manifestare la care au participat peste 700 de medici și la care a fost prezentă elita gastroenterologiei mondiale. De menționat, în ultimii 25 de ani de viață, profesorul dr. Pușcaș a fost permanent prezent atât în revistele medicale cât și la congresele din țară și din străinătate, împreună întotdeauna cu întregul său colectiv de cercetători, lăsând o frumoasă impresie de unitate și de egalitate între colaboratori. Pasionat de domeniul enzimologiei, a studiat de peste 30 de ani anhidraza carbonică și a publicat numeroase lucrări științifice în revistele de specialitate din țară și din străinătate, toate fiind articole originale, conținând priorități medicale ale cercetărilor de la Șimleu Silvaniei. Preocupările sale s-au îndreptat, cum era și firesc, spre investigarea afecțiunilor gastrice, gastroenterologia românească având în profesor Pușcaș o voce autoritară. O voce la care ne vom raporta și de acum încolo, un model de urmat pentru generații întregi de specialiști și nu numai. Din luna aprilie anului 2015, dr. Pușcaș își doarme somnul de veci, aproape de părinții săi dragi, stăruind parcă în dorința de a-și potoli dorul de mamă,
despre care profesorul nostru mi-a spus că nu cunoaște vârstă și pe care l-am mărturisit atât de emoționant de câte ori a avut ocazia. Acum, crucea sa veghează localitatea natală Trăznea, în care s-a întors mereu cu drag, cu care s-a mândrit și pe care a mobilat-o cu realizările sale remarcabile. Rămâne astfel pe veci un fiu vrednic al satului, din care nu va mai pleca niciodată. Spitalul pe care l-a construit și care azi poartă numele, casa memorială din localitatea natală, la fel ca și mormântul său din Trăznea, vor fi locuri de aducere aminte, puncte de referință pentru apropiați, pentru prieteni, pentru cei pe care i-a format, pentru cei pe care i-a iubit și l-au iubit și în amintirile cărora doctorul Pușcaș va continua să trăiască frumos. Să aducem așadar în activitatea, viața și preocupările noastre zilnice o părticică din ceea ce a fost profesorul Pușcaș, din ceea ce ne-a lăsat, ne-a învățat și ne-a îndrumat. Vă mulțumesc! Una din marile bucurii ale domnului doctor ar fi fost să poată vedea statuia lui Iuliu Marin din centrul orașului, realizată de către primăria Șumleu Silvaniei și cred că ar fi contribuit și le-ar fi mulțumit pentru acest lucru. Ca și filială nouă înființată în Șumleu Silvaniei, vom încerca să ducem mai departe credința creștin-democrată al domnului doctor și patriotismul de care a dat dovadă. Domnul președinte PNCCD și Șumleu Silvaniei, Marius Ilieș, vă rog frumos câteva cuvinte. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, sigur, eu nu mi-am pregătit un discurs, o să încerc să vorbesc sincer, din suflet, pentru că eu așa l-am cunoscut pe domnul doctor Pușcaș, o fire vulcanică, sinceră și poate că greșesc, dar eu așa știu că ce gândea, aia spunea. Mi-ar fi plăcut să fie prezente și alte persoane sau poate dintre dumneavoastră doriți să relatați nu numai realizările domnului doctor Pușcaș, ci și evenimente, frânturi din viața dânsului, pentru că el era o personalitate exuberantă care oriunde mergea, se cunoștea, era în mijlocul atenției și sigur că domniile voastre ați văzut niște clișee, niște fotografii care fiecare a fost făcută într-un eveniment, în mijlocul unui eveniment și prea puțin se vorbește despre acest lucru. Sigur, la un moment dat am întors capul și am văzut un tip mărunțel cu ochelari, semăna cu Victor Ponta, vă asigur că e numai o întâmplare, nu el. Îmi pare foarte rău că nu este și Micu Ilieș, pentru că s-a vorbit puțin și despre activitatea sportivă, despre activitatea echipei de volei Silvania și Șumleu Silvaniei. Eu țin minte că în fiecare duminică, sau mai precis, la fiecare a doua duminică, mergeam la sala polivalentă, să zicem așa, sala sporturilor din Șumleu, unde echipa de volei avea meci. Era un eveniment la care nu se putea lipsi. Toți bărbații, eram micuți, dar eram printre bărbați acolo, eram prezenți. Și nu numai asta, dar domnul doctor Pușcaș a fost înzestrat de către Dumnezeu cu foarte multe calități și oarecum în natura noastră umană nu știm să apreciem un lucru la adevărata lui valoare decât atunci când nu-l mai avem. Dacă stăm puțin să ne uităm în spate să vedem cât de animată era viața în orașul nostru Șumleu Silvaniei, ne dăm seama că foarte mare parte din această activitate era oarecum în mod direct sau indirect legată de domnul doctor Pușcaș, cum spuneam noi, domnul doctor Pușcaș. Ei, astăzi este cam pustiu în orașul nostru și de ce este pustiu? Este o consecință, dacă vreți, a politicii care este dusă în România în ziua de astăzi. Vorbeam cu Toni înainte de slujbă la Trăznea, situația jalnică și patetică în care a ajuns țara noastră în ziua de astăzi. Poporul care nu mai este popor, oamenii 4-5 milioane, habar nu avem decât sunt duși afară, economia la pământ, datorii de 100 de miliarde de euro, nu știm cine le va plăti. Și tocmai relatam lui Toni un eveniment de săptămâna trecută, m-am întâlnit cu un bun coleg de clasă de-al meu, Raul Corbeanu, pe care probabil îl cunoaște, spune, băi, zice, lucrează la primărie, băi, zice, jale. Păi cum așa? Păi zice 23 de nașteri, 23 de decese luna trecută și 6 nașteri la noi în oraș.
De ce vreau să fac legătura aceasta politică cu socială, cu tot ce doriți dumneavoastră? Patriotismul care a animat persoana domnului Pușcaș, a domnului Rațiu, a domnului Maniu, a Coposu, dacă doriți, din trecut, nu se mai regăsește, din păcate, în ziua de astăzi, decât la foarte puțini oameni politici care mai activează la noi în țară sau în județ sau local, pe unde doriți dumneavoastră să vă uitați. Din păcate, nu știm să ne apreciem valorile decât atunci când nu le mai avem printre noi. Sigur că Delia a menționat faptul că filiala noastră s-a reînființat, să spunem acum, în Șimleu. Moștenirea noastră aceasta pe care o luăm obligatoriu ne obligă pe noi să fim mai patrioți, mai activi, să luptăm în continuare pentru cei de lângă noi, pentru că așa am primit exemplu de la predecesorii noștri, nu numai patriotismul, dar și acest simț, dacă vreți, o calitate altruistă, domnule doctor, pentru că în momentul în care faci multe lucruri din care trag, să zic, beneficii, nu familia personală, ci toți ceilalți din jurul dânsului. Ei, acest lucru trebuie să ne anime pe noi în continuare, să punem persoana celui de lângă noi înaintea interesului nostru personal. Să luptăm pentru societate, pentru popor, pentru că acest lucru a fost lăsat, nu pot să zic pe ultimul loc, eu chiar pot să zic că a fost ignorat în toate acțiunile pe care le văd eu, prin mass media sau în jur, pe oriunde mă uit. Mi se pare că totul este o haravavură de nedescris, n-are nicio logică, absolut ce se întâmplă, mi se pare că se face de oameni neprofesioniști și după ureche. Nu am să vă rețin mai mult, chiar vă stimulez, dacă doriți să relatați vreun eveniment plăcut, ca să nu luăm în mod tragic, vă invit să o faceți, dacă nu, dincolo avem pregătit pentru dumneavoastră o cafea, un suculeț, un minut. Înainte de încheiere, aș dori să mulțumesc lui Delia și lui Marius, pentru că ei s-au implicat cel mai mult în realizarea acestui eveniment și aș dori să închei cu un citat care nu mi-aparține, dar îmi place foarte mult. Speranța moare ultima sau atunci când renunțăm noi. Vă mulțumesc!